Morișca. Bună ziua, Grohi! Bună! Bună, Milu! Bună! Salut! Grohi, cred că Milu ți-a pregătit o mică surpriză. Aftim! Cred că sunt prea multe moriști acum. Ce ne facem? Să împărțim! Poftim! Wow! Mulțumesc! Ce idee grozavă, Grohi! Aha! Unul pentru Milu! Unul pentru mine! Pentru Milu! Și... Hopa! Ce s-a întâmplat, Grohi? S-au terminat moriștile! Milu are mai multe decât mine! Și voiai să le împarți în mod egal? Da, egal! Poate Milu va reuși să le împartă în mod egal. Da! Una pentru tine, una pentru mine. Asta pentru tine, asta... Hopa! Nici acum nu-i bine? Nu! Nu! Din nou nu e egal. Da, cineva are mai multe. Cineva mai puține. Ce ne facem? Salut! Știu eu! Una pentru Milu, încă una pentru Țopa. Poftim! Iar ultima, ea mea! Acum le-am împărțit egal! Foarte bine, Grohi! Ai împărțit jucăriile egal! Acum toată lumea e fericită! Egal! Egal! Copii, cum împărțim cizmulițele? Egal! Unul are, altul n-are, unul are, altul n-are. Să împărțim cu bucurie, una ție, una mie. Ciupercuțele din coș, le vom împărți frumos. Toate în mod egal, împărțim în mod egal. E a ta, e a mea. E a ta și e a mea. Toate în mod egal, împărțim în mod egal. Toate în mod egal, împărțim în mod egal. Nimeni nu se va mai întrista. Cine are mai multe frunze decât noi toți? Hopa! Eu! Iar eu mai puține. Și acum? Tot. Tot. Și acum? Acum este bine. Ura! Toate în mod egal, împărțim în mod egal. E a ta? E a mea. E a ta? E a mea. Toate în mod egal, împărțim în mod egal. Se va mai întrista, întrista. Nimeni nu se va mai întrista. Prieteni! Wow! Câți căluți avem aici! Bună ziua, copii! Bună ziua, căluților! Bună! Salut!
sunt un căluț. Nu! Tu nu ești căluț! Nu vreau să fim prieteni, nici eu! Pandi, Grohi, nu înțeleg. Grohi are un căluț, corect? Și Pandi are un căluț, nu-i așa? Dar eu cred că și căluții voștri pot fi prieteni la fel ca voi, dacă au nume diferite. Nume? Nume! Numele căluțului meu va fi Norișor! Iar al meu se va numi Nor! Pandi, căluțul tău arată cum arată un nor? Vânticel! Căluțul meu se va numi Vânticel! Norișor și Vânticel. Ce nume potrivite pentru doi prieteni! Mă întreb, care este numele căluțului lui Ariciu? Frumoasă! Prințesă! Bebelușul! Pirat! Numele lui este Pirat! Ce nume drăguțe le-au dat Baby Ricky căluților! Nu ești de aceeași părere? Nume. Baby Ricky, hai să ne prezentăm. Eu sunt Țopa. Eu sunt Ariciu. Iar cine ești? Eu sunt Tigrul. Toți copii în lumea asta au nume. Anna, Paul, Cătămădă, Aurelia, Camelia sau Irina, David, Bianca, Rareș, Anca, Tania, Paul, Vasi, Raul, Magda, Sanda, Ducu, Petre, Vera, Mara. Câte nume, câți oameni frumoși pe lume. Această micuță este Pandi. Îi plac foarte mult dulciurile. Iar pe această micuță o cheamă Grohi. Și ei îi plac dulciurile la fel de mult. Și care e numele bomboanei tale? Nu are! E doar o bomboană! Vrei și tu? Da! Chiar și cuțul și pisica au un nume. Și căluțul, bebelușul, toată lumea trebuie să aibă un nume. Anna, Paul, Cătămădă, David, Bianca, Rareș, Anca, Tania, Paul, Vasi, Raul, Magda, Sanda, Ducu, Petre, Vera, Mera. Câte nume, câți oameni frumoși pe lume. Hai și cânt acum cu noi de vrei să crești. Și acum spune-ne, tu cum te numești? Ursul. Bună ziua, Pandi! Bună și ție! Ce s-a întâmplat acum? Uite, nu pot să ajung! Bună! Ce este asta? Ce e? Asta e maro? Salut! Pandi, poate ar fi mai bine să le ceri ajutorul prietenilor. Da, mă descurc! Pandi, unde te duci? În sus!
Pandi, nu le poți face pe toate singură. Să-i chemăm pe prieteni. Ajutor! Vă rog! Să ajutăm! Bravo, copii! Atunci când lucrați împreună, sunteți cei mai puternici! Maro! Pandi, care este culoarea ta preferată? Este maro! Uite, blana ursului, ea toată este maro. Este maro, este maro. Conuri mari maro de brad ca de deasupra în cap. Direct în cap și fac pop-pop. Un butuc maro se așează, ursulețul cel maro. Ursulețul cel maro, ursulețul cel maro. Apoi el urmărește fluturașul maro. Fluturașul maro și acum l-a prins. Ce fluture maro frumos! Da, fluturaș! Ia să vedem, cine mai este maro? Calul este maro. Maimuța este maro. Cățelușul este maro. Până și bufnița are pene maro. Dacă stai prea mult la soare, apropo, pielea ta se va bronza, va fi maro. Dacă stai prea mult la soare, apropo, pielea ta se va bronza, va fi maro. Și vei fi maro, și vei fi maro. Tu vei fi maro, maro vei fi. Locul de joacă. Bună, Grohi! Bună! Bună ziua! Se pare că Grohi a uitat ceva. Aha! Tobogan! Poate invit și pe prietenii tăi? Cum? Politicos! Ajutor! Ajutați-mă! Ajutați-mă, prieteni, vă rog! Grohi, ce ar trebui să mai spui? Mulțumesc!
E atât de plăcut să fii politicos. Nu-i așa, Grohi? Da! Politicos? Nepoliticos. Copii, voi ce cuvinte politicoase cunoașteți? Mulțumesc! Cu plăcere! Bună ziua! Cer scuze! Sărut mâna! Mulțumesc și ziua bună! Cer iertare! Dați-mi voie! Pot să vă întreb? Sunt vorbe ce ne-ndrumă să trăim în lumea bună. Prietenia te însoțește când știi să te porți. Salutare! Grohi, e politicos? Bună! Și acum ce zici? Da, politicos! Milu, e politicos? Mulțumesc! Bravo! Acum este politicos! Ariciu, poate vei cere politicos? Da, te rog! Hai să fim cu toții vrednici, și cei slabi, și cei puternici, chiar și cei mai fioroși sunt politicoși! Da! Cer scuze, sărut mâna, mulțumesc și ziua bună! Prietenia te însoțește când știi să te port. La revedere! Râul. Bună, Ariciu! Ce faci acolo? Bună dimineața! Eu am un vaporaș. Ce noroc că pârâul este îngust. Bună, Pandi! Bună! Ariciu, uite-te la mine! Am o umbrelă! Una nouă! Aha! Ariciu! Ariciu! Grozav! Umbrela mea! Ce este de făcut? Umbrela a zburat. Mă duc după ea! Ariciu, o să te uzi! Pârâul! Îngust! Îngust! Acesta nu este îngust! Da, nu pot sări peste el. E larg! Este larg! Cum putem ajunge pe cealaltă coastă? Dacă am putea trece peste... Peste pol! Podul este îngust! Da! Vei avea nevoie de un pod larg! Copii, ar fi mai bine ca azi să vă jucați împreună. Îngust și larg. Îngust. Marea este largă, largă tare, chiar e greu să o treci în not. Așa pare, cu barca poate că
vei reuși. Ai nevoie de amici să poți vâsli. Largă! Chiar nu e greu deloc, fiindcă poți oricând sări peste un pârâu îngust. Fiindcă poți oricând sări peste un pârâu ce e îngust. Îngust, larg. Câmpul e atât de larg, atât de larg. Noi putem să-l traversăm ușurel, fiindcă e atât de larg, atât de larg. Fiindcă-l vai atât de larg, larg, larg. Chiar nu e greu deloc. Peste o potecă îngustă întotdeauna poți sări, dar întotdeauna poți sări. Întotdeauna! Prăjituri! Bună ziua, copilași! Bună! Salut! Bună! Bună, Țopa! Salut! De ce ai nevoie de lingura aia mare? Pentru că mi-este foame! Foarte! Vrei să mănânci ceva bun-bun? Bună. Nici asta nu e. Da, Țopa, creioanele nu sunt deloc gustoase. Wow! Astea sunt prăjituri. Ce ai de gând să faci? Le mănânc. Îi vei servi și pe prietenii tăi? Da. Sigur! Prieteni, uitați ce-am găsit! Sunt delicioase! Prăjituri! Da, sunt foarte gustoase! Veniți cu mine! Aici! Da! Delicios! Serviți-vă! Eu nu am apucat să gust! Foarte bine, Țopa! Să împarți cu un prieten, dar acum a rămas el fără prăjitură. De ce prăjiturile nu sunt de ajuns niciodată? Poate pentru că sunteți mai mulți decât prăjiturile? Da, așa este! Voi mai mulți, dar prăjiturile... Mai puține? Da, mai puține prăjituri! Mai puține! Sunt mai puține prăjituri decât sunteți voi. Ce veți face acum? Avem nevoie de mai multe prăjituri! Acum suntem mai puțini, dar mai multe prăjituri! E suficient pentru toți! N-au mai și rămas! Bravo, Țopa! Ai găsit prăjituri, le-ai împărțit cu prietenii, toți au primit o bucățică și chiar ți-au mai și rămas! Mai mult și mai puțin! Jucăriile grozave! Da, da, da! Ne jucăm cu ele toate! Da, da, da! Nu le avem mai bine! Da, da! Unii au mai multe, alții mai puține! Unii au mai multe, alții mai puține! Cine e de vină, spune-mi cine! Unii au mai multe, alții mai puține! Le împărțim și suntem mai bine! Puțină zmeură și mai mulți copii! Acum e mai multă zmeură! Iar acum mai puțină! Da? Mai puțină! Nu!
puține. Multe cărți sau mai puține? Oh, oh, oh. Multe prăjituri sublime? Iam, iam, iam. Și atâta bucurie? Unii au mai multe, alții mai puține. Unii au mai multe, alții mai puține. Cine e de bine, spune-mi cine? Unii au mai multe, alții mai puține. Le împărțim și suntem mai bine. E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Și jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Da! Căluțul. Copii, Țopa și Ariciu sunt pregătiți să se joace toată ziua. Salut! Bună! Au! Apciu! Căluțul se ascunde? Nu găsești căluțul, nu-i așa? Așa e! S-a pierdut în dezordine. Dezordine! Dăm căluțul înapoi! Oh, dezordine! Hai să le ascundem și noi în cutie. În cutie! Și cuburile tot în cutie? Și cuburile. Căluțul! 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 Aha! Ordine! Așa este! Acum e ordine! Bună treabă, copii! Ordonarea jucăriilor. Bună! Bună, Ariciu! Salut! Salut! Bună, Țopa! Bună, Pandi! Camera-i dezordonată, jucăriile scrămadă, de pe rafturi din sertare, toate într-o grămadă mare. Ursulețul e supat, vai! Iar mașina s-a stricat, vai! Peste tot numai hârtii. Hai să facem ordine, da, hai să facem ordine, copii! Bună ziua, copii! Câte jucării aveți! Haideți să le punem la loc! Jucăriile de construit în cutie, cuburile pe raft. Și elefantul? Și el merge în cutie. Bravo, copii!
vom învinge și dezordinea noi o vom birui. Camera dezordonată, uite cum va străluci. Ursulețul e pe pat. Pat? Mașina s-a reparat. Da! În caiet avem hârtii. Ordine de plină. Ordine de plină, copii. Ghicitoarea. Nu m-a prins. Ba da. Bună ziua, copii. Bună. Bună. Ariciu, Milu, v-ați lovit? Nu, nu ne doare. Ce e asta? Asta e... Încearcă să ghicești. Știu eu, este un covoraș. Covoraș? Covoraș, să te ștergi pe picioare. Nu, nu e un covoraș. E o fotografie. Fotografie? Uite, o funie. Nu e o fotografie. Fotografia are forma pătrată. Și asta e altfel. Așa e, copii. Nu are formă pătrată. Această formă se numește romb. Romb! Țupa, tu știi ce e asta? Știu. Unde te duci? Țupa, așteaptă! Dă-ne înapoi covorașul! Nu e un covoraș! Este... E fotografia noastră! Țupa, așa zborul! Repede, prindeți-vă prietenul! Haideți! Un șarpe zburător. Un romb zburător. Zmeu, un șarpe numit romb. Ce aventură, copii! Ați descoperit o jucărie interesantă. Ați învățat câteva forme noi. Și chiar ați zburat un pic. Romb. Ce ciudată-i forma asta când o vezi. Romb, romb, romb. Este atât de simplu să o desenezi. Romb, romb, romb. Haide, nu mai ezita și tu poți desena. Romb, romb, romb. Milu, ce este asta? Un biscuite. Ce formă are? E un romb. Un romb zburător. Dar ai un prieten. Poftim! Mulțumesc! Minunat! Dintr-un romb am făcut două triunghiuri. Ce ciudată-i forma asta când o vezi. Romb, romb, romb. Este atât de simplu să o desenezi. Romb, romb, romb. Haide, nu mai ezita, chiar și tu poți desena. Romb, romb, romb. Uite, acolo e un zmeu. Da, un romb e acel zmeu. E un romb. Romb, romb. Căsuțe.
Bună ziua, copii! Bună! Construiesc o căsuță! Și eu! Bună! Oh, căsuțe! Copii, o să le puneți și acoperiș căsuțelor voastre? Acoperiș? Dan, eu știu cum! Nu știi! Uitați! Mai sunt destule! Acoperișul meu! Al meu! Nu, al meu! Al meu! Al meu! Un triunghi și seamănă mult cu un acoperiș. Ura! Am acoperiș! Și eu am acoperiș! Mulțumim! Milu? Ce vrei să faci acolo, Milu? Mai multe triunghiuri! Oh, un brăduț! Brăduț! Poate ai vrea să-l plantezi în pădure? Ce căsuțe frumoase aveți în pădurea asta, copii! Mulțumim, Milu! Bravo vouă! Triunghiul. Milu, ce formă ne vei prezenta astăzi? Triunghiul! Căsuța e drăguță, vântul n-ajunge la casă. Al triunghi o protejează, vântul n-ajunge la casă. Al triunghi o protejează. Un triunghi zmeu. Un triunghi barcă cu pânze. Un triunghi indicator. Triunghiuri fanioane. Triunghi! Iată triunghiurile! Este un triunghi? Triunghi. Poveste. Bună dimineața, Pandi! Bună! Citește-mă poveste, te rog! Dar, Pandi, acestea sunt povești de seară, iar acum este dimineață! Dimineață? Dimineața, iar tu ai treburi de făcut. Trebuie să-ți faci patul. E tot dimineață? Da, Pandi, dimineața. Momentul potrivit pentru înviorarea de dimineața!
Dimineața, dimineața, hai să ne spălăm! Cereale de dimineață! Bună! Bună dimineața! Hai să mergem la plimbare! E timpul să citim o poveste! Este seară deja! Seara? Lapticul meu de seară! Poveste? Cred că trebuie să te speli mai întâi! Este deja seară! Da, seara. Momentul potrivit pentru o poveste de seară. Pandi? Se pare că vom citi cartea cu povești mâine dimineață. Dimineața și seara. Bună dimineața, copii! Dimineața soarele trezește și pe mama și pe tata. Dimineața ziua abia începe. Da, începe. Da, începe. Ne spălăm pe ochi, pe nas, inspirăm aer curat. Toată lumea aplaudat. Ziua abia începe, start. Copii, ce facem noi dimineața? Dimineața ne trezim, apoi ne spălăm, ne înviorăm. Și când ne spălăm pe dinți? Dimineața, seara! Dimineața și seara. Așa este. Ce altceva mai facem seara? Mergem la culcare și ne spălăm. Facem ordine printre jucării. Seara când soarele apune, noapte bună, tata spune. Chiar și seara avem multă treabă, multă treabă, multă treabă. Ne spălăm pe ochi, pe nas, inspirăm aer curat. Patul ne așteaptă, ne culcăm îndată. Balon. Bună, Milu! Ce balon frumos ai! Bună! Da! Și hop! Oh! Hop! 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 Bună, Milu! Bună! Să ne jucăm! Dar am doar un singur balon. Super! Să ne jucăm împreună! Grohi! Hai să ne jucăm! Ne jucăm la pește! Unde e balonul? A zburat. Încolo.
Milu, chiar e acolo deasupra? Fandi, unde te duci? Sus, după baloni! Milu, Milu... Nu, nu, niciun balon acolo! Unde e balonul? Unde e balonul? Unde e balonul? Unde e balonul? Balonul meu! E un balon? Da, a fost un balon. Și el era dedesubt. Știi cum a ajuns acolo, Milu? Eu l-am ascuns. Scuze, fetelor. Bine! Am o idee! Hop! Elasticul! Haide, Milu! E mai distractiv să ne jucăm împreună. Chiar și cu un balon care se sparge. Nu-i așa, copii? Deasupra și dedesubt. Așezăm acoperișul pe-o căsuță, uite așa. Norii albi trec repede ca un stol de lebede. Ca un stol de lebede. Dedesubt-i un cățeluș cu năsucul jucăuș. Pandi, unde este fundița ta? Iar picioarele sunt dedesubt. Pandi, unde este fundița ta? Deasupra! Oh, nu! Acum e dedesubt! De deasupra plouă balta. Dedesubt câine latră. Sub umbrelă ne pitim. În băltoacă ne oglindim. În băltoacă ne oglindim. De deasupra plouă mult. Peste tot ce-i dedesubt. Peste tot ce-i dedesubt. Fotbal. Uite! Bună ziua, copilași! Ce o să jucați astăzi? Bună! Salutare! Asta! Fotbal? Minunat! De unde veți face rost de poartă și minge? Oh. Oh? Facem porți! Bună idee! Ariciu, tu vei fi un portar. Portar? Da, vei prinde mingea. Mingea? Minge! Minge! Cred totuși că această minge e prea mare. Mare! Iar asta nu este... Nu e mare! Ei bine, haideți să încercăm. Cred totuși că această minge e prea mică. E mică!
Oare unde putem găsi o minge potrivită? Stați puțin! Ura! Uite! Bună treabă, copii! Bună minge! Nici prea mare, nici prea mică. Într-un cuvânt, potrivită. Mare și mică. Un gem mare și un gem mic. Elefantul-i mare rău, pisicuța-i mică zău, mică! Mare-i un hipopotam, puiul-i un mic năzdrăvan. Iar supacul tăieței te mărește, vrei, nu vrei. Vei fi mare și voinic, mare! După ce mai crești un pic, mic. Și pandii are o batistă mare, mare! Iar ariciu una mică, una mică. O lingură mare, o lingură mică. Facem schimb? Ariciu are acum o lingură mare. O lingură mare. Pomul mare are mii frunze mici și rugini. Casa e mare de tot, cărămizi mici peste tot. Cât de mare e lumea ta, când te simți prea mic în ea, vei fi mare și voinic. După ce mai crești un pic, vei fi mare și voinic. După ce mai crești un pic, pui mic. E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Mozaic. Se prind! Lui Ariciu, Pandi și Grohi le place atât de mult joaca, încât câteodată uită să salute. Bună ziua, copii! Bună! Salut! Salut! Se pare că Pandi a găsit ceva foarte interesant. Oh! Ce e asta? Un mozaic, o pictură cu foarte multe piese mici și pătrate. Pătrat? Gigi! Da, un pătrat cu colțuri. Oh! Au! Unde este? Acum, unde este imaginea? S-a făcut bucățele în spatele vostru. Copilași, unde mergeți? La colț! Vreți cumva să vă puneți singuri la colț? Da! Copii, dar nu e nicio problemă. Puteți încerca să refaceți mozaicul. Din nou! Din nou? Din nou! Da!
din nou. Da! Da! Ce imagine frumoasă! Toate pătrățelele sunt la locul lor. Mai facem încă unul, copii? Da! Pătrat. Copii, ia să vedem. Știți ce formă vom învăța astăzi? Pătratul! Pe hârtie ce apare este tocmai un pătrat. Chiar și mama, chiar și tata își dau seama imediat. Desenul casa pătrată și ferestrele la fel. Iar apoi îi dăm culoare și ne odihnim. Ne odihnim! Pernă pătrată! Un biscuit pătrat. Un semn pătrat. Mă întorc. Drum, 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 drum. Stop acum. Pe hârtie ce apare este tocmai un pătrat. Chiar și mama, chiar și tata își dau seama imediat. Un pătrat e scăunelul, șervețelele la fel. Rama e și ea pătrată, iar părinții fericiți. Avem un tablou pătrat și mama, tata, fericiți. Mama, tata, mama, tata. Sărim și țopăim. Bună, Milu! Bună, Grohi! Bună! Salut! Bună, țopa! Opa! E! Hop! 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 Wow! Poți să faci așa? Nu! Nu pot! Opa! Țopa, îl poți învăța pe Milu să sară? Da, este simplu! Fă ca mine! Hop, hop, hop! Și așa! Și așa! Hei, hei! Și așa! Totul este așa de... greu? Da, greu. Da, nu e prea plăcut să cazi pe ceva tare. E mai bine să cazi pe moale. Hei, ia uite! Au, Grohi, aici e tare! Nu mi-e de frică! Voi, voi, voi! Țopa, ajută-l! Grohi, o masă este dură! Și o pernă este moale! Tare și moale.
verde și pufoasă. Pam, param, pam, pam. În perne-mi place să mă joc. S-ar răzut și mă arunc. Pernele eu le ador. Podeaua tare, masa tare și copaci cu scoarță dură. Pietre tari de drumuri multe. Vezi, nu te lovi, ascultă. Gogoașa e moale, farfuria e tare, perna e moale, cartea e tare, pisica e moale, testoasa e tare. Podeaua tare, masa tare și copaci cu scoarță dură. Pietre tari de drumuri multe, vezi, nu te lovi, ai grijă, au, au. În perne-mi place să mă joc. S-a răsus și mă arunc. Pernele eu le ador. Pernele eu le ador. Versiunea limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Abonează-te la Tra-la-la și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni. Baby Ricky, episoade noi